scurs invitații procuratorului pentru combaterea corupției este organizat și cauze speciale. Acum când avem o agendă mediatică încărcată în ziua de azi, vă mulțumesc și celor care prezentați live stream în direct această conferință de presă, pentru ca cei care nu au avut posibilitatea să vină să poată să privească înregistrarea. Conferința de presă de azi ține de subiectul la privire la care ați adresat destul de multe întrebări și aceste răspunsuri le veți afla azi la subiectul schemei de operare a rețelei de la care au fost capturate peste 200 kg de heroină zilele trecute. Conferința de presă va fi susținută de procurorul șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, domnul Ion Caracuian. Domnul Ion Stoian, Iurie Stoian, scuzați, șef al Inspectoratului Național de Investigație al Inspectorat General Poliției al MIAI și domnul Adrian Morărescu, director adjunct al Serviciului Banal. Domnul procuror șef Cecicoc, să aveți cuvinte. Da, în primul rând vă mulțumesc și eu din partea mea și din partea colectivului pe care îl conduc pentru că ați dat curs invitații. Deci, stimați reprezentanți ai mass media, cauza pe care astăzi vă prezentăm, după noi, prezintă o rezonanță socială sporită, ceea ce a impus, de fapt, și convocarea dumneavoastră în fața noastră pentru a vă prezenta careva informații care putem să o prezentăm la această etapă. Pentru început, trebuie să vă reamintesc și să comunic că, într-adevăr, în ziua de sâmbătă, 19 iunie, noi am confirmat captura de vineri seara spre sâmbătă a peste 200 kg de heroină. Deci, inițial, în această cauză penală, au fost reținute 7 persoane. Ulterior, chiar în primele faze ale investigațiilor, s-au stabilit că 2 din aceste persoane nu aveau nicio implicare cu activitatea figuranților pe dosar, motiv din care, în privința acestora, nu a fost aplicată măsură preventivă niciuna, în sensul fiind eliberați. În schimb, la ceilalți 5 figuranți, 2 de origine turcă și 3 cetățeni ai Republicii Moldova, la demersurile procurorilor, instanța de judecată a aplicat măsura preventivă sub formă de arest pe o perioadă de 30 de zile. Deci, figuranții sunt învinuiți de comiterea contrabenzii cu droguri și circuitul ilegal cu droguri. Pentru aceste componențe de infracțiune, legea penală a Republicii Moldova prevede privațiune de libertate de până la 15 ani. Activitatea acestui grup criminal a fost monitorizată pe parcursul la mai multe luni, mai drept vorbind, deci începând cu luna decembrie 2020, în rezultatul unei comunicări cu colegii din Ucraina, a fost identificată o posibilă schemă infracțională și în Republica Moldova a fost pornită investigația, astfel încât pe parcursul investigației a fost stabilit cu eforturi comune, clar că aici vorbesc eforturi comune referindu-mă la colegii din Ucraina, cei care reprezintă organul de urmărire penală din Republica Moldova, inclusiv cu implicarea serviciului VAMAL, a fost posibil de identificat mijloacele de transport cu care a fost introdusă în Republica Moldova această, să spunem, masă destul de voluminoasă de droguri. La această etapă aș putea deja să explic cam care a fost schema de operare a infractorilor. Deci primar, figurantul principal și-a procurat o activitate economică în Republica Moldova și a făcut un istoric economic pozitiv, făcând importuri de marfă, materiale de construcție, blocuri sanitare, ca ulterior, după câteva importuri, după cum am stabilit în cadrul investigațiilor legale, a început să introducă în acea marfă, să introducă droguri. Respectiv, s-ar primi așa că, ce pot eu să menționez, că în cadrul investigațiilor s-a stabilit că marfa este de origine și de import din Iran, care a pătruns pe cale maritimă, pe teritoriul Rusiei, din Rusia prin Ucraina, a fost importată și depozitată în Republica Moldova.
Deci despre amănuntele importului și drumului parcurs de droguri va vorbi domnul Stoian. Cetățeanul care este figurantul principal, deja după cum am menționat, este de origine turcă. Ea a fost ajutat de către un alt cetățean de origine turcă care tocmai venise la momentul când am descins noi în Republica Moldova. Și aici mă opresc ca să vă explic de ce s-a primit așa că am descins în weekend sau în seara zilei de vineri, 18 iunie. Având informație veridică unde se aflau aceste substanțe narcotice, normal că organul de urmărire penală era cu ochii pe ceea ce se întâmplă în jurul acestei mărfi, dacă o putem numi marfă. Și în seara zilei de vineri, marfa a fost extrasă din acel local și cu un transport era propulsată spre regiunea din stânga Nistrului. Datorită faptului că toții cunoaștem că noi, organele constituționale, nu avem posibilitate să operăm cu investigații sau cu acțiuni de urmărire penală în acea zonă, deci am fost nevoiți la o etapă oarecare să intervenim, să descindem și operațiunea a dat succes în sensul de desconspirare a acestui grup infracțional. Ce trebuie să mai știți? Că eforturile au fost depuse destul de serioase, deoarece acest figurant principal de origine turcă, pe parcursul la toată perioada asta cât a fost supus investigațiilor, era destul de prudent, preponderent, acționa independent. În cazul în care apela la careva persoane să-l ajute, deci ajutorul era de scurtă durată și imediat întrerupea orice legătură. Cu complicii săi, acest cetățean vorbea doar în turcă și vă dați bine seama că aici au fost concentrate eforturile și la alte persoane numiți specialiști în cadrul urmăririi penale. Deci după informația care a fost obținută în cadrul investigațiilor, marfa era preconizată pentru a fi exportată ulterior în spațiul Uniunii Europene. Respectiv, gândurile noastre erau de a captura la ieșire din țară această marfă, însă v-am spus care a fost considerentul din care am acționat atunci când am văzut că pleacă spre regiunea transnistreană. Într-o asigurare a securității și integrității capturii, deci au fost cooptați angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și angajați ai BBDS Fulger ai IGPA MAI. La moment, noi petrecem expertiza acestei mărfi în sensul că marfa a fost deja expediată, exportată sau transportată către Centrul de Expertiză MAI. Deci la examinarea în fața experților au fost invitați și au participat colegii din Ucraina. Conform unor date preliminare lansate de către experți, dar este clar că încă prea matur să vorbim despre ceva foarte concret, dar conform unor teste preliminare la care a fost supusă această marfă, se stabilește a fi totuși marfă de heroină, drog numit heroină. Experții urmează de asemenea să răspundă la întrebările procurorilor, cum ar fi calitatea, originea, cantitatea exactă și toate componentele care sunt în această marfă. Totodată, după ce vor fi experții vor da verdictul, va fi posibil de estimat această marfă, cam care ar fi valoarea ei pe piața Tenebră. Investigațiile pe dosar trebuie să cunoașteți că continuă. Noi depunem foarte serioasă, dacă pot să mă exprim așa, dar voluminos volum de activitate și serioase eforturi pentru a stabili tot cercul de persoane, inclusiv cei care au organizat, inclusiv cei care trebuiau să fie beneficiarii acestei mărfi numite drog. Pentru a da mai multă claritate cum a fost, ce anume am găsit noi, îi ofer cuvântul domnului Stoian, care de fapt, fiind șef la INI, nu a lăsat lucrurile
să se petreacă de la sine, dar personal a fost umăr la umăr cu cei care au descins în acea seară spre sâmbătă, data de 19 iunie. Poftim, domnul Stoian. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Deci, angajații Inspectoratului de Investigații, a Inspectoratului General de Poliție, în comun cu instituțiile statului, în comun cu Procuratura, cu Serviciul Vamal, și într-adevăr, atunci când este o colucrare foarte bună, putem să obținem și rezultate foarte bune. Totodată, în toată operațiunea, adică declanșată, am avut o susținere de la colegii din Ucraina, anume de la serviciile operative cu care am colucrat pe toată perioada. Da? Totodată am fost asistați de misiunea EUBAM, da? Adică care la fel ne-a asigurat asistența pe tot parcursul. Deci, după cum a menționat domnul Caracuian, substanțele narcotice veneau din Iran către Federația Rusă, din Federația Rusă în Ucraina și din Ucraina, deja adică sub control, sub controlul serviciilor operative, adică și în comun cu serviciile noastre, cât a serviciului VAMAL, atât și a Inspectoratului Național de Investigații, se petrecea documentarea. Cei ce ține de cetățenii turci au venit în vara anului 2020, au înregistrat două societăți pe teritoriul Republicii Moldova, mai târziu au procurat o societate cu răspundere limitată, adică care avea un istoric de activitate pe teritoriul Republicii Moldova și au început, adică, desfășurarea activității, ceea ce ține, adică, anume de importul materialelor de construcție. Deci, după cum vedeți de imaginea dată, vedem unitatea de transport, da? Adică care iese la moment, iese din vamă și se deplasează, adică deja pe teritoriul Republicii Moldova. Da. Deci au fost unitățile de transport, deci au fost luate în chirie, opriți-vă rog aici. Unitățile de transport au fost luate în chirie și vreau să înțelegeți foarte bine, adică și să înțeleagă societatea, deci societatea în cauză practica o activitate la fel, adică ca oricare alt agent economic. Când au înregistrat societatea, adică au modificat anume, că au introdus în statut, adică genurile de activitate care urmează să le efectueze, achitau arenda, adică achitau arenda transportului. Și din imaginea următoare, adică vedeți deja, este unitatea de transport la care s-a referit domnul Caracuian că au fost transportate. Asta este în seara de vineri, data de 18, deci ei le-au scos din încăperea unde le păstrau, da? Am să ajungem și la depozitul de unde au fost dus în încăperea dată. Le-au adus, cum vedeți aici în imagine, cu o unitate de transport. Deci șoferul care a venit cu unitatea de transport a lăsat unitatea, a plecat, a apărut alt cetățean, s-a urcat la unitate și s-a deplasat în direcția regiunii Transnistriene. Deci aici avem locul unde au intrat. Avem o gradă, adică unde intră unitatea de transport și unde au fost depozitate într-o debara, da? Au fost lângă casă, se afla o debara unde au fost depozitate. După aceasta, adică poliția a intervenit, adică unde ați văzut automobilul poliției a intervenit, adică și a fost reținut cetățeanul care s-a aflat, care s-a pornit din orașul Chișinău în direcția spre Transnistria. Da? Aici avem depozitul, unitățile de transport, adică care efectuau transportul mărfurilor. Aici avem unde depozitau. Din imagine vedeți, angajați Inspectoratul Național de Investigații, opriți-vă rog vama, dați-o înapoi.
Vama și colegii din Ucraina care au participat la operațiune. Mai departe. Demil, mai departe. Oprește. Deci aici dumneavoastră vedeți părțile, componente a unei cărămizi, adică anume unde se aflau brichetul de droguri. Deci fiecare brichet, e ca cum vedeți cărămida stricată, adică vedeți forma înăuntru cum era plasată brichetul de drog. Mai departe, vă rog. Deci aici avem unde a fost reținută unitatea de transport, avem percheziția. Vedeți în imagine două cântare, adică fiecare brichetă scoate din cutie, scântărește și totul, adică domnul procuror care a fost la fața locului, adică oprește-te, și a efectuat cercetarea la fața locului. Deci fiecare brichetă avea de la 0,21 până la 0,24 grame, deci estimativ, așa cu tot cu ambalaj, cum a fost cântărite, peste 230 de kilograme, vedem atunci când deja vor fi cântărite drogurile în masa lor pură de către experți și atunci revenim la, la cantitatea concretă. Fiecare brichetă, adică se numără, fiecare brichetă, fiecare cutie a fost desigelată, s-a numărat fiecare brichetă, apoi înapoi s-a împachetat. Și aici avem tehnica specială de la Serviciul de Informații și Securitate cu care a fost transportată această captură de droguri în siguranță. Și aici avem, adică se descarcă cantitatea și se pune, se depozitează. La centru de expertiză, cu județ la expertiză. Dacă trageți atenția, deci nu este doar un singur ambalaj, sunt câteva ambalaje pentru a nu da permisiune să fie identificat după miros marfa. Aici sunt acele două teste care vă spuneam eu, preliminare, efectuate de către experți care preliminar ne-au comunicat că este vorba despre heroină. Aici avem deja persoanele reținute, adică în urma percheziției care au fost efectuate. Dacă aveți întrebări, vă rog, la subiect. Domnul Caracnean, Ungurean, Vadim. Da, vă rog. Acordă-mi neclaritate în declarația ce dumneavoastră. Ați spus că marfa este proveniență din Iran, a fost adusă prin Federația Rusă, în Ucraina, în Republica Moldova, depozitată la noi și urma a fi dusă în Uniunea Europeană. Exact. Ulterior, ați spus că marfa urma să fie dusă în regiunea Transnistreană. Este un pic de ilogică acțiunea aici. Vadim, mulțumesc pentru întrebare. Deci, probabil că n-ați fost atent. Noi am spus că, într-adevăr, conform informațiilor stabilite în cadrul investigațiilor, marfa urma a fi expediată spre Uniunea Europeană, dar la momentul de vineri seara, fie că infractorii au avut careva suspecții, fie că și-au schimbat itinerarul și atunci când organul de urmărire penală cu organul de investigație a stabilit că direcția transportului în care era încărcată marfa ține o altă cale, am intrat într-o alertă de a acționa. Și atunci am acționat pentru că era pericol că poate ei și-au reprofilat traseul și duc în Transnistria și atunci era captura pierdută și atunci am descins. Că de fapt noi ideile noastre erau să capturăm marfa atunci când ea trebuia să fie transportată spre ieșirea din țară, spre Uniunea Europeană. Dacă am fost destul de explicit acum? Da, mersi. Sunt niște concluzii ale dumneavoastră, dacă trebuie eu mai dau încă claritate. Declarația dumneavoastră. Alte întrebări, vă rog. Ilie Sărban, jurnal.
ATV. Totuși, câte kilograme au fost capturate? Pentru că peste 200 pot fi aproape 300 sau... Deci noi, cum le-am cântărit, ați observat, toată bricheta în parte cântărite, nouă ne-au dat în jur de 235 de kilograme. 234, 894 de grame, dacă eu nu greșesc acum o cifră, dar aproape de 235. Dar am spus că experții vin cu detalii clare atunci când se va scoate, cum v-am spus, se va scoate inclusiv aceste pachete, adică asta tot cântărește. Atunci venim cu claritate cât este masa exactă a substanței narcotice. Ați menționat că persoanele reținute urmau să transporte marfa în Uniunea Europeană. Examinați versiunea că au conflict și în Europa, da? Neapărat, da. Deci am spus că neapărat suntem orientați acum să vedem, să avansăm cu investigațiile până acolo cine a organizat. Însăși toată traseul acestei mărfi și cine trebuia să fie destinatarul final. Mersi. Cătălin Goret, vreau să întrebăm cum s-a întâmplat și cine a observat primul că aceste droguri au intrat în țară și cum se întâmplă că așa o cantitate mare trece vama și nu este prima dată. În 2008 a mai intrat o cantitate de 200 de kilograme de heroină. Da, mersi. Deci, de fapt, am spus că informația a fost de la bun început despre o eventuală schemă criminală care a fost depistată într-un comunicat cu colegii din Ucraina. Ulterior, în cadrul investigațiilor, noi am urmărit absolut toată marfa importată de către acești agenți economici, aceste persoane care au fost până la urmă desconspirate acțiunile lor. Primar, el își făcea o aparență legală a activității, istoric, economic, frumos, să spun așa. Noi și pe aceea am urmărit. Noi nu știam precis în care tir, sub ce aspect, adică în care ascunzâși sunt aceste mărfi. Ulterior doar, după ce a importat în repetate rânduri cu tiruri marfă, atunci am stabilit că ele de fapt erau în tirurile ulterioare, nu în cele primare, dar ulterioare, și el de unul singur a desigilat aceste palete, a fermat cărămida și a scos marfa. Și iată, atunci noi am înțeles că totuși noi suntem pe calea cea dreaptă, că este ceva ascuns acolo și probabil că sunt droguri. Care direcție din cadrul INI s-a ocupat de operațiuni, câte persoane au fost implicate și dacă anul curent au fost descoperite și alte cazuri similare? Deci, nemijlocit a lucrat angajații direcției centru, da? Trei angajați a direcției centru și chiar ne-a străduit, adică să reducem numărul de angajați, adică ca să avem o siguranță referitor la informația, adică care deținem. Vor primi o medalie, ceva, pentru că văd pe ce POX-ul obișnuiește să-și asume meritele pentru anumite operațiuni, când de fapt e doar o pus semnătură pe cărțile. Deci, evident că le aducem mari mulțumiri angajaților, adică începând cu informația operativă, adică care au deținut și munca, care, dar munca trebuie să înțelegeți, adică că a fost depusă împreună cu procurorii și împreună cu angajatul serviciului la mare. Ca și în cazul cu marihuana, cu cele 10 kg din luna februarie, când direcția centrului a descoperit, iar ulterior liderii grupări au fost puși în libertate cu ajutorul procurorilor pe cepoți. Domnul Ungureanu, nu știu care este nemulțumirea dumneavoastră față de Pecicox, dar eu o să fac claritate și în acest caz, acuși, doar că să mă întorc la cazul despre care discutăm și ați vă rog foarte mult dacă este posibil să ne focusăm pe acest caz, că este destul de important ca rezonanță socială. Haideți să vorbim pe rând. Noi n-am făcut conferință, este prima conferință de când sunt eu în funcție. Vă rog frumos să fiți mai consecvent în ceea ce gândiți și ceea ce spuneți. Uitați-vă care e situația. Un dosar penal instrumentat nu poate fi instrumentat fără organ de urmărire penală și fără procuratură. Într-adevăr, informațiile operative prin dreptul la viață atunci când ele sunt readuse în alibia legalului, după informație, în probe, în măsuri speciale de investigații. Aici mi-a scăpat probabil ca eu să aduc chiar mulțumiri pe de o parte, pe de altă parte destul de frumoasă a fost conlucrarea în cazul ăsta cu judecătorii de instrucții de la Ciocana, care au autorizat toate demersurile procurorilor cu referință la
măsurile speciale de investigație. Datorită eforturilor depuse împreună, a fost posibil de arătat, și ce, inclusiv ce ați văzut, totul este documentat din punct de vedere a probatoriului. Nu este atât de ușor ca o informație să o transformi în materialele dosarului, cum vorbim noi, dar pentru înțeles tuturor, să le dai forță de probă. Respectiv, în cazul ăsta, noi am avut atâta înțelepciune și înțelegere din partea la toți figuranții care au participat, astfel încât să avem o realizare atât de frumoasă. Cu ceea ce v-ați referit dumneavoastră, domnul Ungureanu, da, într-adevăr, a fost o captură de marihuană în zona de sud a Republicii Moldova în acest an. Au fost plasate în reținere primară ulterior, în arest, toți figuranții care au fost pe acest dosar. Ulterior, după ce procurorii nu mă întrerupeți, vă rog, dacă vreți să aflați. După, domnul Ungureanu, în separat. Dar au fost lăsați în libertate liderii grupării. Membrii au fost trimiși la P13, liderii grupării, doi lideri ai grupării. Bine, este o percepție a dumneavoastră. Vă dau detalii. Acum, dacă m-ați întrebat, vă dau chiar detalii. Au fost reținute toate persoanele, mai mult decât cei care se gândeau la acel moment că pot fi reținuți. Au fost reținuți și cei care organizează. Este foarte greu să demonstrezi într-o captură de droguri să ajungi până la organizator. Am găsit și atunci, în acel caz, și organizatorul. I-am plasat pe toți în reținere. Ulterior, am solicitat pentru toți mandate de arest. Într-adevăr, astăzi se află doar o singură persoană în arest preventiv. Ceilalți se află în arest la domiciliu, dar asta a fost dictată de toate etapele de investigare sau de examinare a demersurilor procurorilor. În unele cazuri, atunci când au dat judecătorii de instrucție mandat de arest la domiciliu, procurorii au mers la curtea de apel și avem astăzi trecute etapele curții de apel cu lăsarea în arest la domiciliu. Astăzi, în timpul de față, dacă vreți, mergem după conferință și vedeți cum se lucrează pe acest dosar, de joia trecută a fost anunțată terminarea urmăririi penale și pe parcursul, la conform tabelului de activitate stabilit, pe parcursul la toate zilele, am stabilit data limită până joia, adică o săptămână, să facă toți cunoștință cu materialele dosarului și dosarul este probabil până la sfârșitul lunii precis, dar probabil poate chiar și săptămâna asta să întocmim și să înmânăm rechizitoriu, să fie expediat și diferit justiției dosarul. Aveți o informație probabil greșită, dar mă rog, vă aparține de la cine vă informați și cum vă informați. Da, vă rog, domnișoară. Angelina Ungureanu, Report Republica TV. Deci ați spus că figurantul principal este cetățean de origine turcă. Exact. Totuși, cum în schemă au ajuns cei trei moldoveni? Dacă puteți să ne dați detalii, cu ce se ocupau mai exact? Da, deci, de fapt, cum am spus, pe parcursul investigațiilor am stabilit că cetățeanul de origine turcă era destul de independent în acțiuni și practic nu implica pe nimeni. Doar în faza finală a apelat la ajutorul la acești trei moldoveni care s-au oferit, nu numai cu sfaturi, dar și cu imobile, să fie aranjate lucrurile acolo la ei în debarac, cum a menționat domnul Stoian. Un alt figurant a fost acea persoană care a închiriat acest mijloc de transport care l-ați văzut pe ecran și s-a oferit să însoțească pe cetățeanul de origine turcă, care deja a doilea cetățean de origine turcă, care de-abia venise în Republica Moldova și probabil avea misiunea de mai departe de a asigura circuitul ilegal a drogurilor. Cam așa au nimerit, dacă așa în linii foarte generale, ca să nu dau informații care nu pot să o dau. Grupare criminală, pe acea parte și oamenii nebuleți, cine a protejat toată? Nu avem așa informații că a fost asigurat careva protecție. V-am spus, era foarte prudent, foarte independent, era prudent în ce sens. Atunci când a format cărămida, a lăsat și telefonul, a lăsat absolut tot, a mers pe jos până la depozit, a intrat în depozit, s-a încuiat și de unul singur a format toată cărămida și a scos. De fapt, ca să știți, brichete sunt 1094, aproape 2000 de brichete, aproape 1100 brichete, 1092 brichete. Adică, ca să le extragi, este o muncă fizică depusă. El a făcut-o de unul singur. Are vreo legătură cu dosarul din 2008 când au fost implicați toți cetățenii turci? Nu avem asemenea semnale că sunt careva legături. Cetățenii, de fapt, mi-a scăpat și mă gândeam cum mă întrebați, cetățenii care sunt implicați astăzi în investigații,
doi cetățeni de origine turcă au între 55 și 60 de ani. Chiar și vârstele nu sunt chiar aceleași. Unde sunt păstrate drogurile la moment și ce urmează să fie cu ele după o finalitate în dosar? Ok. Deci, de fapt, drogurile, acum, după cum am menționat, sunt în posesia experților, cu asigurarea pazii. După expertiză, ele, normal, conform codului de procedură penală, trebuie să fie păstrate la organul de urmărire penală. După ce se finisează dosarul cu întocmirea rechizitorii și expedierea în judecată, conform prevederilor iarăși a codului de procedură penală, corpurile delicte care nu pot să însoțească dosarul datorită volumului sau datorită impactului și așa mai departe, ele rămân a fi păstrate la organul de urmărire penală. Ulterior, doar după emiterea unei sentințe care rămâne în vigoare și este definitivă, doar în baza de sentință acestea pot fi nimicite. Nimicirile, normal, că se fac conform procedurii, prin întocmirea procesului verbal, cu imagini foto-video. Nu știu dacă ați observat, dar din anul trecut până în anul ăsta au fost mai multe capturi de asemenea gen în Azerbaidjan, în România, în Kazahstan. Deci atunci când este o finalitate, normal că tot se înregistrează pe video și se spun cel mai des ori arderii. Domnul Caracuian, spuneți-ne, vă rog, în schema cu filajul judecătoarei Bostan, haideți vă rog să finisem. Implicat în, figurează ca martor într-un dosar făcut la comandă de domnul Stoianoglu. Domnul Ungureanu, dumneavoastră vorbiți pe emoții și nu știu care ar fi temerile și temeri. Eu vă dau răspuns la orice întrebare, dar dați să finisem subiectul ăsta. Și am rugat foarte mult, dacă este posibil, să ne axăm pe acest subiect. Eu vă dau răspuns acuși la întrebarea asta. Dați să vedem, colegi, dacă mai au pe subiectul ăsta și eu vă spun. Nu știu de unde ați luat așa aberații. Este chiar să aberații, dar mă rog. Revenim. Să-mi spuneți câți membri erau până la moment în această grupare și care ce rol aveam? Revenim la situația noastră, da? Câți erau? Deci noi astăzi avem, v-am spus, în 5 persoane în stare de arest. La momentul, la toată perioada de investigații, noi am avut doar persoana care, v-am spus, că este figurantul principal de origine turcă și el avea discuții doar în turcă, la telefon și pe rețelele de socializare cu alți concetățeni de-ai săi, deoarece vorbea în turcă, cel puțin așa noi am dedus, din afara țării. În Republica Moldova, noi doar în faza finală am ieșit la alte persoane. Și a doua persoană de origine turcă a venit tocmai în ziua când a fost descinderea. Și probabil că trebuia, așa suntem la faza care suntem, noi avem câteva zile, trebuia spre ea următoarea etapă de schemă infracțională. Da, vă rog. Dacă am înțeles corect, la volanul unităților de transport se aflau cetățeni moldoveni? Nu. Volanul... Care este vârsta? Da, ok. Deci am spus așa că transportul, mijlocul de transport a fost luat în chirie de către cetățean al Republicii Moldova, deși cetățeanul, să spunem așa, cu numărul 2, da, de origine turcă, când a venit în țară, a intuit el să ia în chirie acel mijloc de transport, dar datorită faptului că n-a putut să confirme aflarea de lungă durată pe teritoriul Republicii Moldova, careva acte moldovenești, a apelat la un alt cetățean deja din Republica Moldova care a luat în chirie. Dar la volan, la mijlocul de transport, s-a deplasat cetățeanul 2 de origine turcă, care tocmai venis în țară. Care este vârsta moldovenilor? Da, deci moldovenii sunt cu vârstele cuprinse în 35 și 45 de ani. Da, vă rog. Pentru a aduce o așa cantitate în țara noastră, cetățeanul turc trebuie să fie asigurat că poate aduce o așa cantitate de droguri. Se analizează și posibilitatea de a fi implicați în acest caz oamenii legii, deputați? Da, am răspuns deja că chiar nu avem la moment careva semnale, dar noi suntem foarte interesați în aceea de a vedea dacă cumva asta este o gândire una persoană sau este o gândire de ansamblu și cu careva asigurări. Tot ceea ce avem noi acum, conform măsurilor speciale de investigație, rezultă că el își desfășura activitatea, bine mersi, foarte calm, foarte liniștit, fără a da careva temeri că are necesitate de a apela la careva forță de a fi protejat. El și-a făcut istoricul lui economic destul de așa ok și ulterior câte un pic. De unde are așa cunoștință? Deci cu importul, v-am spus, la marfă și am spus de care, materiale de construcții și blocuri sanitare din
Iran, Rusia, Ucraina, Moldova pentru a desfășura activitatea aici pe teritoriu. Mai mult ca atât, deci unele din, să spun, o parte din paleții cu marfă deja fusese realizată pe teritoriul Republicii Moldova și noi am găsit, normal că fir apăr depănând ațile, am găsit cei care au procurat, sunt agenți din Republica Moldova și chiar au comercializat marfa asta cu amănuntul deja. E posibil ca ei nici nu, să nu fie știut că acolo era heroin. Nu vă supărați, dar dumneavoastră, datorită emoțiilor, nu înțelegeți ce spun. Ascultați-mă, vă rog, eu nu am emoții, niciodată nu am emoții, ca să știți. Ascultați-mă, vă rog, ascultați-mă ca să vă dau răspuns. Că altfel nu vă pot da răspuns dacă nu mă ascultați. Și de-aia nu înțelegeți. Am spus că și-a făcut istoric, real, economic. Și ceea ce a adus el legal, fără careva nișă, fără ascunzișuri și fără narcotici ascunse, a realizat deja. Și noi am urmărit marfa asta, a realizat-o la agenții care tot au realizat-o cu amănuntul. Adică prima etapă a activității lui a fost destul de legală, nu cu implicări murdare. Ulterior, când a adus această altă marfă, celelalte camioane, deci el nu a mai realizat, până când nu a desfăcut totul, cum ați văzut pe ecran. Dacă m-ați înțeles? Păi eu v-am înțeles și dumneavoastră nu ați înțeles întrebarea mea. Dumneavoastră spuneți că el a făcut o firmă prin care a adus marfă de construcții, da? Exact. Materiale de construcții. Exact. Ulterior, materialele de construcții le-a realizat la alții agenți economici. Da. Nu, au fost vândute deci, pe piața internă. Agenții ăștia economici care sunt, despre care spuneți, da. Ei toți sunt vinzați în dosar. Ei... Nu, domnul Ungureanu, vă spun că asta a fost aparența legală care a făcut-o el. Păi asta am spus-o a patra oară cel puțin. Mulțumesc. Ajunge mai greu de 4 ori, voi repeta. Mersi. Depozitul unde au fost găsite aceste droguri. Poftiți? Depozitul. În Chișinău. Da, și a fost schimbate în repetate rânduri depozitele, ca să știți, doar așa pentru informare. Și cetățenii moldoveni cine sunt? Ce activitate au până implicați în această contrabandă? Haideți să avem un pic de rezervă la răspuns la întrebarea asta, pentru că nu vreau să merg până a fi identificați. Nu am drept. Ei au fost audiați toți și recunosc vina sau cum? Practic, nicio persoană nu recunoaște vina. Normal că ei nu sunt cunoscuți cu materialele dosarului. Până la terminare nu avem dreptul să le dăm careva detalii despre tot ceea ce cunoaștem noi. Se folosesc de dreptul de a nu da declarații. Sunt uimiți de descindere. Cam așa sunt reacțiile. De câte ori au intrat aceste camioane prin planul cu droguri? Aproximativ? Deci noi avem intrări unicale a camioanelor, chiar și firma de cărăuș, adică firma transportatoare a fost schimbată de la primul până la ultimul camion, erau alte firme. Vineau câte două camioane, de fapt. Revenind la cazul cu felajul, ați temut, menționați în comunicat că e felaj. Deci, dumneavoastră, ați cunoscut pe liderul grupării care s-a ocupat de felarea magistratului Costan, apropiat omul, controversatul om de afaceri de acesta Platon, figurează ca martor într-un alt dosar, făcut la comanda domnului Stoianoglu. Vadim, uite, eu chiar te invit, dacă ai multe informații pe segmentul ăsta, învii și ne-o declari sau măcar ne-o aduci la cunoștință, că eu să înțeleg despre ce este vorba. Eu chiar nu înțeleg ce spui, că un alt dosar și așa mai departe. Noi în dosarul ăsta am acționat atunci când în prima dată am intrat în posesia la informații că doamna este urmărită. Noi nu știam, este ea urmărită organizat, este ea urmărită ocazional, este ea urmărită poate din careva vari motive personale sau profesionale. Deci noi am fost într-un fel puși în situație ca să gândim foarte abstract, în foarte diferite moduri. Am pornit dosarul penal, am pornit măsurile speciale de investigații, am ajuns la gruparea de persoane care am dat publicului larg că a fost reținută. Și la momentul când noi îi documentam pe ei, la un moment dat filările au fost oprite. Și atunci noi am făcut analiza peste tot, am mai continuat măsurile speciale de investigații, când am văzut că ele sunt oprite, persoanele sunt identificate, tocmai atunci am mers spre realizarea reținerii, percheziților și așa mai departe. Acum suntem în fază și vă dați seama că nu avem prea mult de când i-am reținut și am arestat, i-am spus arestului pe toți. Suntem în faza de analiză. La toate telefoanele mobile, toate computerele, planșeturile care le-am ridicat la acești figuranți, toate înscrisurile, că de fapt am găsit foarte multe înscrisuri, cu dări de seamă inclusiv, tot trebuie să fie supus unei o analiză de maștab
Dă-mi voie, Vadim, nu, nu-i corect, așa, nu-ți supăra, n-am nimic cu tine, dar nu știu ce ai tu cu mine. Sorry, poate fac prea dur. Dar vă spun, dați-mi voie să vorbesc, nu de atâta că ceea ce vorbesc, dar pur și simplu ca persoană. Mi-ați adresat întrebare, dați-mi voie să răspund, nu? Și deci acum suntem într-o fază de analiză foarte, să spun, voluminoasă. De ce? Pentru că sunt implicați experții IT care deschid telefoane. Nu toate telefoanele au fost posibil deschis. Dacă este un telefon performant din model Apple, el și nu dă degetul sau faceala accepțiunii de a intra în el, nu putem intra. Și vedem ce spun experții, atunci tot într-un ansamblu vedem și chiar eu mi-asum că vin cu detalii. Au fost după ce când ați început documentarea, eu stopat un pic filajul, da. Da. Nu un pic, gata, s-a oprit filajul. Spuneți că au fost preveniți de către cineva, că sunt documentarii. Sunt diferite momente, Vadim. Atunci când, nu știu, dacă am dreptul să te invit odată să participi cu noi, să vezi, sunt diferite momente. Gândurile la noi sunt foarte diverse. Fie că au fost curgeri de informații, fie că ei au observat că sunt urmăriți sau supuși măsurilor, fie că au avut comandă că se întrerupă, sunt diferite. Noi toate versiunile examinăm, absolut toate, Vadim. Da. Mersi. Vă rog. Dosarele lui Sărghii Demcenco și cel al șefului de... Haideți încă o dată să adresez întrebarea pentru toți, dacă mai este la subiect ceva, dacă nu eu rămân și vă spun absolut tot. Haideți, vă rog, dacă cu... Da, dosarele, da. A lui Sergei Demcenco și a șefului... Haideți, nu a lui Sergei Demcenco, că nu avem dosare pe persoane. Este, da, da. Eu vă explic acum. La ce etapă sunt aceste două dosare? Șeful de departament de la CSU-ul Unimarche, cum se selecționează? Ca să ne spuneți ce s-a mai întâmplat. Deci uitați-vă, dosarul ăsta care noi îl investigăm pe tot ceea ce se întâmplă în sistemul penitenciar este un dosar destul de voluminos. Este grupare criminală, nu știu dacă cunoașteți, anterior a fost expediat un asemenea dosar în instanța de judecată cu peste 100 de volume încă ceva, câțiva ani în urmă. Ca să documentez o grupare criminală, noi avem interesul de a documenta. De ce în sistemul penitenciar și astăzi sunt păstrate infrastructura criminală? De ce sunt umiliți? De ce sunt cei care stau bine mersi în sistem penitenciar cu condiții foarte ok? De ce asta este acoperit din partea administrației? De ce cei care sunt sau supraveghetori care trebuie să stea cu ochii că tot să-și execute pedeapsa în aceleași limită de drepturi închid ochii sau favorizează? Adică este un dosar foarte, foarte voluminos. Noi ne străduim să dăm răspuns la toate întrebările care stau față de urmărire penală și noi suntem acum în fază destul de activă. Foarte multe persoane, după ce a fost înlăturat din sistem penitenciar, dacă pot să mă exprim așa, Moscalciuc, după ce a fost înlăturat de la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu Demcenco, se deschid. Foarte multe persoane vin deja neavând frică cu declarații, chiar cu cereri de a fi audiați. Și noi avem, cred că, sute deja de persoane, peste 100, acum nu vă pot da precis cifra, audiate la cereri. Ulterior trebuie de făcut confruntări, ulterior, dar noi venim cu detalii atunci când avansăm. Și nu numai, da. Și nu numai, și a celor care asigurau subcultura criminală și a celor care... în mod tăcit permiteau să fie această subcultură criminală păstrată în sistem penitenciar. Sunt persoane din structuri mai înalte, mă refer aici minister sau... Autoritatea Națională care este responsabil tot ceea ce se întâmplă în penitenciar este ANPE-ul. Demcenco ocupa funcție de director adjunct. Avem un șef de penitenciar în arest. Avem alți angajați ai sistemului penitenciar cu statut de bănuit învinuit. Domnule Mărărescu, dacă ați putea să ne răspundeți dumneavoastră, cum s-a întâmplat de atâtea ori? Am avut o întrebare cu BNM-ul. Dar când ați adresat-o? Haideți. Tot atunci am întrebat... Da, vă rog. Dar numai că domnul se referă la caz, da? Da. Eu revin fără grijă. Eu absolut la orice întrebare. Nu fug de aici. Vă răspund la toate întrebările. Dacă ați putea să-mi spuneți cum s-a întâmplat de atâtea ori să treacă droguri prin vamă și nu este o... propuneți pe viitor să întăriți securitatea sau nu sunt scanere care să detecteze aceste droguri. E așa de ușor, chiar dacă s-a ascuns. După cum vedeți, pare că la prima vedere a fost ușor, dar totuși au fost prinși. Înseamnă că nu-i tu chiar tot atât de ușor. Vreau să vă zic că, în primul rând, că această acțiune a fost o acțiune comună
cu serviciile vamale, cu serviciile operative ale colegilor noștri din Ucraina, în comun cu Iniu și cu Picicox, cum a fost deodată prezentat în conferință. Respectiv, organele vamale erau la curent cu această operațiune, noi am lucrat în comun și acest lucru s-a întâmplat sub monitorizare. Respectiv, poate părea la prima vedere ceva simplu și ușor, dar deloc nu este simplu. Cine a anunțat procurorii că uitați-vă trece prin vamă droguri? Vameșii? Ai noștri sau din Ucraina? Deci uitați-vă, nu au fost anunțați procurorii. Eu am spus, când am intrat în posesia informației că e posibil ca să fie așa implementată o așa schemă criminală, atunci noi ne-am alertat în sensul nostru, bun a cuvântului, din punct de vedere procesual, da, vorbind, ne-am alertat, am pornit investigații, au fost pornite investigații penale și în Republica Moldova și în Ucraina. Ulterior, noi am format un GIT, adică grup comun de investigații, și împreună am monitorizat tot ce se întâmplă cu această firmă. Ca să înțelegeți cum s-au demarat investigațiile. Colegii din Ucraina preluau mijloacele de transport sub control spre ieșire din Moldova, moldovenii preluau la intrarea din Moldova și le duceau până la destinații. Și noi nu știam dacă vor fi sau nu vor fi acolo droguri. Noi am investigat să vedem dacă este veridică acea informație primară. Ulterior, deja noi am stabilit că, într-adevăr, acest cetățean, în rânduri repetate, când a adus deja marfa cu nișă și cu droguri, și când a format-o și a ieșit la iveală că sunt droguri, atunci de-abia ne-am dat seama că, totuși, informația primară a fost veridică. Și noi suntem pe o cale corect. De la SIS, de la serviciu vamal. De la colegii din Ucraina, am spus. Mai mult ca atât, această pseudo-activitate comercială care a fost mimată de către acest cetățean, ei au încercat să o facă prin diverse puncte de trecere a frontierii ca să verifice dacă posibil sunt careva informații pentru organele vamale a Republicii Moldova și sunt supuși la niște controle suplimentare. Respectiv, au fost lăsați să treacă și au fost parcurs toate etapele a procedurii penale. Ok, alte întrebări? Vă rog. Întrebarea mea, răspundeți. Da, vă rog, vă rog, da. Care e întrebarea? La ce etapă se află procurorii în acest dosar? Ok, cunoașteți că tot ceea ce numim noi fraudă bancală este o investigație mega imensă. E ceva foarte mare. Ca activitate și ca măsuri speciale și ca acțiuni de urmărire penală, ca persoane implicate, procurori vorbind, care sunt implicați în investigații. Și ele sunt cât de cât structurate pe domenii de activitate. Să ne clarificăm totuși ce s-a întâmplat la fiecare etapă. Și după ani, și după bănci separate, și după ceea ce se întâmpla însăși la BNM. Deci, dosarul ăsta, noi nu știm acum dacă avem posibilitate în genere să preconizăm o etapă de finalizare, pentru că chiar nu se vede, până unii trebuie să mergem cu investigații. La fiecare etapă derulează alte necesități. Fix așa acum au apărut necesitatea totuși să mergem peste ceea ce s-a întâmplat la Unibank și am descins în domiciliu, în biroul persoanei care era responsabil de acțiunile care sunt investigate, a fost reținut. Vedem, atunci când avem o altă avansare, imediat venim cu detalii. Urmează solicitați arest pentru persoana de la Unibank? Neapărat, da. Și revenind de la sistemul penitenciar, între timpul cât este în arest Serghei Demchenko și... E în arest la domiciliu, pentru concretizare, da. Vă rog, da? Ce se întâmplă totuși în sistem? Pentru că acolo totuși a rămas schema asta construită de el, oamenii care el îi are. Între timp noi primim informații că deținuții încă sunt persecutați, sunt sinucideri despre care nu se vorbește. Atâta timp cât procuratura investigează toată această schemă, ea încă funcționează. Aveți de gând să faceți ceva, să, nu știu, cumva... Uitați-vă, totuși... Este un stereotip format în societate că procuratura ar trebui să fie responsabilă de tot. Nu este chiar așa. De fapt, responsabil tot ceea ce se întâmplă în sistemul penitenciar este Administrația Națională a Penitenciarilor.
Marea noastră speranță a fost că după demararea unor asemenea investigații, și acuși vă spun ce înseamnă asemenea investigații în ceea ce spun eu, în sensul, în accepțiunea cuvântului meu. Deci, gândeam că lucrurile vor lua o altă întorsătură. Nu era director a Administrației Naționale Penitenciarilor în funcție întărită, era interimar, a fost adus la funcția lui de bază de adjunct, a fost numit un alt șef de anemie, director numit acum recent în funcție. Vedem cu ce viziuni vine domnul director nou numit în funcție. Poate, într-adevăr, Ministerul Justiției are marea speranță ca lucrurile să se schimbe. Că asta ar fi mesajul unei investigații atât de dure, dacă pot să mă exprim cu cuvântul dure. Ceea ce spun asemenea investigații, deci ca să știți, tot ceea ce se întâmpla pe sistemul de carduri bancare dictat ca fenomen infracțional din sistem penitenciar. Ați observat, s-o ocup Procuratura Municipiului Chișinău. Ce s-a întâmplat la penitenciarul 18 Brănești, s-o ocup Procuratura de la Orhei. Adică investigațiile totuși sunt separate puțin, dar însăși pier ansamblu ce se întâmplă în sistem penitenciar. De ce așa s-a întâmplat? Cine sunt se fac vinoveți? Da, noi ne asumăm în cadrul investigațiilor noastre la PCCOX. Și respectiv, asemenea mesaj, Procuratura, conform legii privind la Procuratură, conform cod de procedură penală, are un rol pasiv, să-i spun așa, de a investiga, a documenta, a pune pe masa judecătorilor tot ceea ce a putut să ridice la nivel de probă, de rang de probă. Dar însăși schimbarea în sistem penitenciar nu poate să vină de la Procuratură. Bine, și dacă ANP-ul nu face această schimbare și Procuratura speră cine trebuie totuși să se... Nu, noi nu sperăm, noi investigăm, noi investigăm unde sunt probe. Diferim justiției persoanele, dar concluziile trebuie să le facă ANP-ul, Ministerul Justiției, Guvernul. Altfel pentru a schimba ceva. Dacă nu vă prezint comunicatele de presă, ca să le aduc. Vă mulțumim mult pentru darea cursului invitației 1 și 2, pentru insistență și pentru ceea ce adresați întrebări. Noi doar o concluzie avem. Sunteți foarte interesați, sunteți cu ochii pe noi. Noi suntem deschiși ori de câte ori avem necesitatea să apelăm și la ajutorul vostru, așa cum am făcut la coleg. Veniți, vă rog frumos, chiar și oficial vă spun acum, veniți, vă rog frumos, cu toate informațiile care vă stau în față, care noi nu le cunoaștem, pentru a le pune la baza investigațiilor. Mersi. Noi venim, dar dacă e meu, nu ne răspunde la telefon. Vadim. Mulțumim.